Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție de Jurnal de Mondial. În ediția de astăzi discutăm despre următoarele două optimi de finală. E vorba de Franța-Nigeria și Germania-Algeria. Alături de mine sunt Tudor Gheorghiu, Mihai Dolinski și Florin Codreanu. Vă salut, domnilor! Salut! Bună ziua! Salut! Începem cu prima optime care se va disputa azi. E vorba de Franța-Nigeria, o partidă în care Coco și Galici vor înfrunta o națională africană, de fapt chiar singura națională africană, cu excepția Nigeriei, rămasă în competiție. Mihai, aș vrea să încep cu tine. La nivel tactic, ce surprize crezi că vom avea în această seară? Nu știu dacă vom avea multe surprize. Din punctul meu de vedere, sunt două echipe de contraatac. În primul rând, Nigeria, prin jucătorii atletici, iar Franța are un sistem tactic de contraatac bine pus la punct. Pentru că dacă, uite, luăm imaginea golului 3 cu Elveția, n-aș zice că au lucrat jucători de mare viteză cu Benzema, care recuperează după acel corner. Pasează mai departe pentru Varane, care dă o pasă la Giroud, care cu siguranță nici el nu e un jucător de contraatac, și finalizează Valbuena. Dar e un contraatac făcut în echipă, pe când jucătorii nigerieni sunt atletici, în special Lemenike și Musa. Nu au un sistem tactic bine dezvoltat de contraatac, dar au jucători atletici care pot declanșa acele contraatacuri. Cred totuși că posesia o va avea Franța. Nu neapărat pentru că are jucători mai tehnici, ci pentru faptul că are un jucător în plus la mijlocul terenului, pentru că sistemul Franței este 4-3-3, sistemul Nigeriei este acel 4-2-3-1 și cred că, adică cu siguranță, acel om în plus al Franței va conta. Acum să vedem cine va fi acolo, la mijloc, Pogba sau Sissoko, și în atac vedem ori Benzema vârf împins, ori Benzema ca extremă. Acum sunt curios cum va gândi Deschamps, dacă se vede deja calificat, ce să gândească oarecum și mai departe, cum ar fi un sfert de finală cu Germania, sau gândește pur și simplu să reușească să aibă punctele forte pe punctele slabe ale Nigeriei, sau va pregăti meciul contra trupei lui Lowe cu niște faze pe care să le repete de astăzi pentru în eventualitatea sfertului cu echipa Germaniei. Avem două semne de întrebare în ceea ce privește echipa de start a Franței. E vorba de Sissoko sau Pogba, după cum ai spus-o și tu, și Giroud sau Griezmann. Care crezi că ar fi soluțiile mai oportune? Dacă ne luăm după meciurile din grupă, e clar că cel mai bun meci al Franței a fost făcut în tripleta din față cu Benzema, Giroud și Valbuena, cu Benzema în acea poziție de extremă, venind în unele momente, pe unele fragmente de joc, ca al doilea vârf. Și la mijloc mi s-a părut că Pogba nu e 100%, cred că are ceva probleme. Și Musa Sissoko, cred că, mă uitam și pe media, alergă undeva cu un kilometru mai mult decât Paul Pogba, iar lucrul ăsta mă gândesc în eventualitatea, cum am spus, a unui meci cu Germania, că ar fi mai util într-o linie de mijloc împotriva Germaniei, și să pregătească de acum meciul contra Nigeriei. Dacă Nigeria se va betona, Pogba poate da o pasă strălucitoare, cum a fost la unicul gol marcat de Karim Benzema contra Elveției, acea invenție peste apărarea elvețiană. Tudor, care pot fi jucătorii surpriză, jucătorii care ar putea decide partida din această seară? În opinia mea, un posibil succes surprinzător al Nigeriei ar veni pe un joc foarte bun al lui Onazi și Mikel, care până acum au evoluat destul de bine în acest tandem, unul cu experiență și celălalt cu energie debordantă.
Și să vedem cum vor face față trioului de la mijlocul terenului, indiferent care va fi acela linia de șamp. Alt jucător foarte important la nigerien pentru jocul de contraatac despre care a vorbit și Mihai este Menike, care în principiu creează spații pentru jucătorii de execuție Musa și Odemwingie, care au marcat la acest turneu final și în spatele cărora stă această misiune. Din linia de 3 din spatele acestui fotbalist, din păcate, lipsește pentru nigerieni Babatunde, un jucător surprinzător de bun la acest turneu final, în special în partidele cu Argentina și cu Bosnia, în care a evoluat. Iar la francezi, în opinia mea, tot greul ofensiv și finalizarea va cădea pe umerii lui Benzema, susținut de Valbuena în principiu. Și poate, dacă va veni Giroud acolo, să pună o presiune pe fundașii centrali nigerieni, care au arătat destulă soliditate, în special în meciul cu Bosnia, unde Omeru a făcut chiar o partidă extraordinară. Franța și-a câștigat grupa în fața Elveției, Ecuadorului și celor din Honduras, în timp ce Nigeria a ocupat poziția a doua cu 4 puncte în spatele Argentinei dar deasupra Bosniei și Iranului. Florin, ce vești ne aduci din cele două tabere? Da, se pare că una dintre problemele pe care Franța le are în acest moment Sacco, care se pare că n-ar fi 100% refăcut, și Pogba. Presa franceză însă asigură că amândoi vor fi recuperați până la ora acestui joc foarte important pentru Naționala Franței. Pe partea cealaltă, absența lui Babatunde se pare că e destul de importantă pentru noi din nigerieni, pentru că presa din Africa, în special presa din Nigeria, analizează oarecum posibilii înlocuitori al lui Babatunde în primul 11 și se face referire directă la Victor Moses și la Ramon Azez. Nu știu exact care este starea lui Moses, am înțeles că și el are oarece probleme de sănătate și este posibil ca Azez să fie alesul selecționerului Stefan Kesic. Ce aș putea eu să adaug este faptul că Franța a pierdut 2 din ultimele 3 întâlniri la Cupa Mondială cu reprezentantele fotbalului african. Și aici includem înfrângerile cu Senegal și cu Africa de Sud în 2002, respectiv 2010. Iar un alt amănunt interesant, mi se pare declarația pe care a făcut-o portarul Hugo Lloris, care spune că Nigeria este în acest moment primul adversar, apropo de ceea ce ziceam noi de potența fizică fantastică franceză. Nigeria, spune Hugo Lloris, este prima echipă care, din punct de vedere fizic, poate pune probleme mari Franței. Trecem la următoarea optime de finală. E vorba de meciul dintre Germania și Algeria, o înfruntare în care le vom vedea pe câștigătoarea grupei G. E vorba de Germania, care s-a impus în fața Statelor Unite, Portugaliei și Ghanei, și a doua clasată din grupa H, care a trimis acasă Rusia și Coreea, fiind surclasată în grupă decât de belgeni. Mihai, la nivel tactic, cum crezi că vor arăta cele două echipe? În posesia obișnuită a Germaniei, poate cu încă un plus pe această fază, dacă va juca Bastian Schweinsteiger în locul lui Sami Khedira, cred că algerienii vor prefera, adică nu vor avea de fapt ce să facă și vor trebui să joace pe contraatac și să se bazeze în special pe Brahimi și pe Feghouli. Cam nu sunt multe de spus la meciul ăsta, pentru că o să avem cu siguranță o echipă care va avea balonul și care va încerca să joace mult între liniile algerienilor și o echipă care va trebui, din punctul meu de vedere, să vizeze mult zonele terenului. Cred că și Tudor o să vorbească despre duelul ăsta între mijlocașii de bandă algerieni și fundașii laterali germani.
în special aș zice eu că aștept ca Sofian Feghouli să îi pună mari probleme lui Hovedes, care s-a descurcat bine până acum în această poziție de fundaș stânga, unde nu a mai jucat niciodată. Cred că va fi duelul meciului. Acolo poate să surprindă Algeria și cred că chiar dacă Algeria a arătat bine în grupe pe fazele fixe, totuși Germania o văd cea mai periculoasă, având practic patru fundași centrali în teren, plus un Thomas Müller care poate să dea bine și el cu capul. Sunt cinci oameni foarte importanți la fazele fixe ale Germaniei. L-aș mai include aici pe Sami Khedira, dacă acesta va juca. 5 sau 6 oameni vor fi importanți pentru naționala Germaniei. Deci Germania cred că va juca, adică va fi cu siguranță în acest 4-1-4-1, Algeria în acel 4-2-3-1, și cred că algerienii vor trebui să utilizeze mingea lungă cu pasa fundașilor direct spre extremele Feghouli și Brahimi, în special, și cred că va fi destul de greu atacantului împins Slimani să se descurce contra fundașilor central germani Per Mertesacker și Mats Hummels. Deci cred că în principal ăsta va fi duelul în care Algeria poate câștiga Sofian Feghouli contra Hovedes, și cum va reuși Algeria să închidă spațiile, în special pentru Mesut Özil și Mario Götze, care vor avea cea mai mare libertate de mișcare din jocul trupei lui Joachim Löw. Tudor, ce jucători ne pot surprinde în această partidă? Ca să continui ideea lui Mihai, cred că singura șansă a algerienilor este un joc extraordinar făcut de Sofian Feghouli pe partea lui Hövedes, care are evoluții alternante în acea bandă stângă, nefiind obișnuit cu noua sa poziție, și nici nu cred că va fi foarte bine susținut de acea parte stângă a Germaniei, unde Inter joacă Toni Kroos, iar extremă Götze. Și acolo ar putea să creeze superioritate cu puțin alt sprijin de la Brahimi. Pentru că pe partea stângă, Djabu va avea viață destul de grea cu Boateng, în opinia mea. La algerieni, principala problemă mi se pare cuplul de mijlocaș central, unde Bentaleb și Medjani au făcut un meci slab contra Rusiei. O echipă care pe alocuri chiar merita să câștige acea partidă, și pentru că a dominat această zonă a terenului. Evident, dacă aceștia vor fi aleșii lui Halihodžić pentru partea în această seară. Pe lângă armele obișnuite al Germaniei, adică jocul de pase extraordinar prin preajma careului algerian, cred că și fazele fixe vor conta extraordinar. Ironic sau nu, a fost faptul că algerienii până acum au profitat foarte mult de fazele fixe. Au marcat două goluri din aceste faze, prin Slimani și Haliș, în meciurile cu Corea, respectiv Rusia, dar, după cum vedem, este o diferență de 4 centimetri la înălțimii medii între cele două echipe și un procentaj mult mai bun al duelurilor aeriene câștigate de nemți, plus executanți precum Kroos și Özil, și asta ar putea să fie o armă suplimentară care va conta, în opinia mea, foarte mult. Am văzut și aseară în Olanda-Mexic cât de importante sunt în aceste faze. Florin, foarte interesant. Mi s-a părut că în Franța au ieșit foarte mulți algerieni în străzi după calificarea istorică a naționalei lor și aceste manifestări au fost întâmpinate cu, să zic așa, un dezgust poate de populațiile franceze din zonele respective. Cum arată Algeria privită din exterior? Și de asemenea te-aș întreba același lucru despre naționala Germaniei. Da, n-aș vrea să intru în probleme de acest gen cu caracter etnic. Mă rezum la fotbal și vreau să spun că, din punctul meu de vedere, Germania pare echipa cea mai puternică din Europa în acest moment. Și probabil singura care poate stopa drumul sud-american spre trofeul mondial.
Ce pot să spun despre Algeria este că e o echipă care a surprins pe foarte multă lume și îmi permit să-i completez și pe Tudor Chinihai și să spun că, apropo de aturile Algeriei, cred că cel mai important atu reprezintă selecționerul Halilhodžić, care a făcut efectiv minuni la selecționata algeriană. Presa din Algeria tratează acest meci cu totul și cu totul diferit față de cea din Germania. Germanii privesc deja spre sferturi, către un eventual duel cu Franța, în timp ce algerienii fac trimitere la revanșa pe care Levi Mihailovici ar trebui să o pregătească după acel episod de coșmar din 1986, când Germania și Austria s-au calificat cot la cot din grupă, lăsând acasă Algeria. De altfel, unul dintre protagoniștii selecționate algeriene din acea perioadă, Lakhdar Belhumi, face o declarație de război astăzi în cotidianul Horuk și îmi permit să-l citez. Germania și Austria s-au înțeles atunci ca noi să nu ne calificăm. Acum este momentul ca germanii să plătească pentru acel episod. Este clar că algerienii au o motivație în plus, dar este la fel de clar pentru mine că Germania este marea favorită. Ce aș mai vrea să adaug este o informație pe care cotidianul algerian El Watan o propune presei din întreaga lume. Selecționerul Halilhodžić a cerut o dispensă în privința Ramadanului din partea unui înalt prelat musulman, unui imam, și se pare că băieții săi au primit această dispensă. Cred că va fi un meci spectaculos. Remarc faptul că, de altfel, este un amănunt pe care îl remarcă și presa din Germania. Algeria este una dintre echipele care a schimbat cele mai puține pase de-a lungul acestui turneu final, dar care a marcat suficient de mult. Este o eficiență pe care presa din Germania o remarcă și un amănunt asupra căruia trage un adevărat semnal de alarmă. Da, foarte interesant acest detaliu cu dispersa de la Ramadan primită de algerieni. Știm că mai sunt și în alte echipe astfel de jucători. De exemplu, Karim Benzema, de la francezi, se află într-o situație similară. Încheiem emisiunea de astăzi, dar nu înainte de obișnuitele deja pronosticuri, să zicem. Mihai, te-aș ruga să începi tu. În Franța, Nigeria, aș zice un 2-0 pentru Franța și la Germania, Algeria, un 3-1 pentru trupa lui Joachim Löw. Tudor? Eu sunt puțin mai ponderat față de naționalele africane, zic doar 1-0 și 2-1 pentru Franța, respectiv Germania. Florin, tu ce pronosticuri dai? Da, e clar că atât Franța cât și Germania sunt mari favorite în ambele întâlniri. Aș încerca oarecum să fac multă discordanță și să mizez poate pentru spectacol pe una dintre cele două echipe africane. Oricare dintre ele va trece de această fază, ar deveni a patra echipă din istorie care atinge sferturile la Cupa Mondială. Dacă este să fiu realist, spun Franța-Nigeria 2-0, Germania-Algeria 3-0. Eu zic Franța-Nigeria 2-0 și Germania-Algeria 3-1. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine, le mulțumim și ascultătorilor noștri, ca de obicei, invităm să se alăture grupului de Facebook Săptămâna de Fotbal și să dea like paginii cu aceeași denumire. Până la emisiunea viitoare, vă spunem la revedere!